Am pierdut poziția, o lovitură, spune, ușor neglijentă. Doar 40 de puncte reușite de Ronnie, revine la masă Mark Williams aici. Ușoară lejeritate în lovitura pozițională a lui Ronnie. Și iată ce se întâmplă. Foarte bună lovitura de siguranță a galezului Williams. Și nu că în spatele bilei maro, după ce a spart pachetul de bile. Nu. Foul și ratare. Mark Williams, 4. A jucat pentru bila roșie din dreapta bilei negre. Da, Ciprian. He, Ciprian, nu știu. Chiar nu știu ce să spun legat de un pronostic Man United cu Manchester City. Această seară meciul se joacă pe Old Trafford Mark Williams, 4. sau pe Stadionul Cetățenilor. Cred că, după cum ai scris, pe Stadionul Cetățenilor, pentru că în tur, din câte mi-aduc aminte, a fost un dezastru pentru Man United pe Old Trafford. A treia tentativă a lui Ronnie și al treilea fault. Mark Williams, 4. Trebuie să schimbe ceva. Mark Williams stă liniștit, cere refacerea poziției. Haideți să vă spun și la masa alăturată. Este 10 la 7 în favoarea lui Jamie Jones. Jocul de debut al sesiunii decisive a revenit lui Andrew Higginson. Acum, acum poate. Nu, nici acum. Va fi un... Nu. Mark Williams, 4. Un foul de 7, deși traiectoria era spre bila neagră. A lovit suficient de încet. Altă traiectorie. Din manta superioară să vină să lovească bila. Ia să vedem. Da. Acum traiectoria e bună, intensitatea loviturii trebuie ajustată. A cincea ratare, 20 de puncte de penalitate oferite de Ronnie până acum. Ia să vedem. Intensitatea îmi pare bună, să vedem dacă și traiectoria este, s-ar putea să nu. Ei, acum s-ar putea ca Mark Williams să accepte. Nu, e grea. E grea lovitura și riscantă. Într-adevăr, cere refacerea poziției. Recordul de 14 fault și ratări îi aparține lui Dave Harold. Și am cât mai avem până acolo. Acum cred că a zis că asta va trece la mare distanță. Foul de 7, nu. A avut dreptate, a simțit-o din start. A 8-a încercare, ia să vedem. Nu, 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 departe. Foul și ratare. Da, a zis, oh dear. A noua ratare. Poate Ronnie vrea și acest record. Să lăsăm în pace.
Thank you. Mai bine, dar acum prin față e bine, da. În sfârșit. Bravo. După 9 tentative la 10, se plictisise și Ronnie în acea poziție. Nu. Foul și ratare. Foul and a miss. Mark Williams, 4. A jucat pentru bila roșie din dreapta bilei negre. Da, Ciprian. He, Ciprian, nu știu. Chiar nu știu ce să spun legat de un pronostic Man United cu Manchester City. Această seară meciul se joacă pe Old Trafford. Mark Williams, 4. Sau pe Stadionul Cetățenilor. Cred că, după cum ai scris, pe Stadionul Cetățenilor, pentru că în tur, din câte mi-aduc aminte, a fost un dezastru pentru Man United pe Old Trafford. A treia tentativă a lui Ronnie și al treilea fault. Trebuie să schimbe ceva. Mark Williams stă liniștit, cere refacerea poziției. Haideți să vă spun și la masa alăturată, este 10-7 în favoarea lui Jamie Jones, jocul de debut al sesiunii decisive a revenit lui Andrew Higginson. Acum, poate, nu, nici acum, va fi un... nu. Un foul de 7, deși traiectoria era spre bila neagră. A lovit suficient de încet. Altă traiectorie. Din manta superioară să vină să lovească bila. Ia să vedem. Da. Acum traiectoria e bună, intensitatea loviturii trebuie ajustată. A cincea ratare, 20 de puncte de penalitate oferite de Ronnie până acum. Ia să vedem. Intensitatea îmi pare bună, să vedem dacă și traiectoria este, s-ar putea să nu. Ei, acum s-ar putea ca Mark Williams să accepte. Nu, e grea. A pierdut poziția, o lovitură, spune, ușor neglijentă. Doar 40 de puncte reușite de Ronnie, revine la masă Mark Williams aici. Ușoară lejeritate în lovitura pozițională a lui Ronnie. Și iată ce se întâmplă. Foarte bună lovitura de siguranță a galezului Williams. Și nu că în spatele bilei maro, după ce a spart pachetul de bile. Grea lovitura și discantă. Într-adevăr, ce refacerea poziției. Recordul de 14 fault și ratări îi aparține lui Dave Harold. Și am cât mai avem până acolo. Acum cred că a zis că asta va trece la mare distanță, fault de 7, nu. A avut dreptate, a simțit-o din start. A 8 ani.